Vezi, bună ziua! Hristos a înviat! Vă mulțumesc mult că ați fost de acord cu toții să mai amânăm această conferință după ce am scăpat de zăpezi. Și am să încep cu o promisiune clară la dumneavoastră. Pentru Partidul Social Democrat, organizația PSD Neamț, județul Neamț, nemțenii sunt foarte importanți. Și eu nu contrapondere a voturilor dumneavoastră de la Congres când am fost ales, mi se pare că n-am avut niciun vot de la dumneavoastră. Eu vă promit că am să fiu alături de dumneavoastră și de viitoarea echipă și voi fi cel mai bun prieten al dumneavoastră dacă vom continua ceea ce am început la Neamț, ceea ce a început postul nostru coleg Ionel Arsene și n-am comentat nicio decizie a unui magistrat și nici n-am să o fac atâta timp cât am să fac politică și o să fiu persoană publică. În schimb, eu vreau să-i mulțumesc lui Ionel Arsene pentru ceea ce a făcut pentru nemțeni și pentru județul Neamț. Se vorbește de un nou start, de un nou, nu cred, cu adevărat, așa cum a făcut o trimitere domnul secretar general, Paul Stănescu, vorbim de o reconstrucție. La fel cum și eu împreună cu colegii mei am pornit la București cu domnul Paul Stănescu, cu domnul Benea, cu domnul Sorin Grindeanu, cu doamna Gabriela Firea, a fost ușor. Știm cu toții acea perioadă, știm cu toții că ni se cânta prohodul mereu. Uitați că împreună, într-o echipă, am reușit să readucem Partidul Social Democrat acolo unde este locul și am reconfirmat faptul că în interiorul Partidului Social Democrat sunt cei mai buni specialiști. Indiferent dacă deranjez pe cineva în acest moment, intrarea Partidului Social Democrat la guvernare a adus coerență guvernamentală. A adus o evidentă plusvaloare în actul de guvernare. A adus o implicare și o redirecționare a politicilor publice ale statului român, ale guvernului României, către oameni. Indiferent cât se supără și indiferent ce vor spune, eu și dumneavoastră și românii știu acest lucru. Fiindcă acesta este adevăr. Vorbim în continuu de impozitarea muncii, că este prea mare, punem presiune la niște amatori pe acest lucru, fără să venim cu contraponderea și cu adevărul că avem cea mai mică impozitare a capitalului din Europa, avem datorie ca împreună cu dumneavoastră, în sfârșit, să punem oamenii înaintea tuturor, să oprim odată pentru totdeauna ca românii să mai plece din România și nu o putem face decât cu investiții majore, cu investiții cum vor urma și la dumneavoastră și la Bacău. Mi se pare că cea mai mare investiție din Moldova
într-un spital va fi la Piatra Neamț, de peste 300 de milioane de euro. Știu că viitoarea autostradă a Moldovei, mult promisa autostradă a Moldovei, de toți oamenii politici în ultimii 30 de ani, va trece prin Neamț, pe lângă Roman. Toată această infrastructură, toată această creștere a serviciilor publice vor aduce investiții astfel încât copiii noștri, nepoții noștri, vecinii noștri, prietenii noștri să nu mai părăsească România. Vă dau un singur exemplu. Românii care sunt acum în Spania au o medie de vârstă de 33 de ani. Cred că se ridică părul pe fiecare dintre noi. Este plus valoarea României. Pentru că am întârziat și am găsit de cuviință ca Moldova să fie cenușăreasa României. Nu a fost abordarea corectă. Abordarea corectă este cea pe care o face acum Sorin Grindeanu. Abordarea corectă este să ne aplicăm cât mai mult pe întreaga Moldova. Există la dezvoltare, unde ești tu, Alex, acel celebru CNI. Cel celebru CNI ar fi trebuit să fie liantul între dezvoltarea regiunilor. Acolo ar fi trebuit să găsim investițiile majore ca să echilibrăm dezvoltarea regională. Nu am reușit acest lucru. Avem în fața noastră acum PNRR-ul, acest program național de redresare și reziliență. Toată lumea când iese la televizor vorbește de bani. Aoleu, câți bani pierdem, aoleu, câți bani vin, la cine se duc banii? Fals. Cu adevărat, investițiile au o componentă foarte importantă. Îmi pare rău că Partidul Social Democrat nu a fost la guvernare când s-a făcut acest plan național de redresare și reziliență. Îmi pare rău de cei care au fost la guvernare împreună cu cei cu trotinetele, că nu au discutat acest plan național de redresare și reziliență transparent, cu toți factorii implicați. Astfel de programe nu se fac într-un birou. Dacă întrebi miniștrii care au făcut parte din acel guvern care a aprobat planul național de redresare și reziliență, nu cred că găsim trei miniștri care știau ce cuprinde acel program național. Acel program național de redresare și reziliență trebuia să echilibreze zonele de dezvoltare ale României, astfel încât exodul de români să nu mai fie atât de mare din Moldova, din Oltenia, din Muntenia. Poate acesta a fost interesul. Pentru că era nevoie de forță de muncă calificată, tânără, în alte părți ale Europei. Trebuie să reparăm toate aceste lucruri. Nu putem face acest lucru fără informația de la dumneavoastră, fără implicarea dumneavoastră. Aveți o provocare în față și n-am să intru în mari detalii de ceea ce am făcut eu cu domnul Stănescu la începuturi atunci. Un singur lucru, și eu și domnul Stănescu aveam foarte clar în minte. Linia roșie și a mea și a domnului Stănescu au fost oamenii și PSD-ul. Niciodată nu s-a pus problema în ceea ce vom construi în viitor, o să negociem oamenii și PSD-ul. Este o linie roșie și a dumneavoastră.
Nu întâmplător Ionel Arsene a câștigat alegerile. Lucrul acesta s-a văzut prin ceea ce ați făcut împreună cu el în județul dumneavoastră. Când am fost ales interimar al Partidului Social Democrat, foarte mulți colegi, pe bună dreptate, și trebuie să uităm vremurile când ne deranja competiția din interiorul partidului. Este normală, oameni buni. Este normal ca eu să am competitori. Este normal ca la un moment dat eu să nu mai fiu președintele partidului. Sper, și este pariul meu personal, politic, să am capacitatea de a mă retrage eu când voi face rău acestui partid și când nu voi aduce o plusvaloare acestui partid. Trebuie să ne deschidem mințile. Trebuie să știm să creionăm o echipă. Există competiție în interiorul partidului. E normală. Ea nu trebuie omorâtă. Confortul este frâna progresului. Întotdeauna competiția a dus la progres. Nu trebuie să existe în viitoarea echipă pe care o veți crea astfel de discuții. Și vă spuneam, erau colegi de-ai mei care spuneau, domne, nu-l avem pe Dudu Georgescu. Întâi și întâi, haideți să aducem echilibru de care aveți nevoie. Haideți să vă conturați echipa și, cum spune Nea Paul, să împărțiți puterea. Nu mai sunt vremurile puterii în mâna unui singur om. Numai așa se construiește o echipă. Domnilor, doamnelor primari, vă spun foarte sincer și mă uit în ochii dumneavoastră. Nu numai că locul dumneavoastră este alături de Partidul Social Democrat. Nu aveți unde vă duce. Nu veți găsi niciunde, nici o echipă mai sudată cum suntem noi la București și sunt ferm convins că nu veți găsi nicio echipă mai sudată cum veți fi dumneavoastră începând de astăzi când veți avea o nouă conducere. Vă promit că am să fiu nu alături dumneavoastră cu gândul, am să fiu aici de câte ori o să mă chemați și la fel ca și până acum aveți ușa mea deschisă și mă bucur imens de mult. Este a doua oară într-o perioadă foarte scurtă când vin la dumneavoastră în organizație, că împreună cu Județul Neamț, cu organizația Neamț, o să încep un nou drum. Eu o să am o provocare de premier al României și de reprezentant al dumneavoastră al Partidului Social Democrat și dumneavoastră veți avea provocarea ca împreună să ne păzim munca, munca noastră. Munca pe care ați făcut-o în ultimii ani, zi de zi, alături de oamenii care v-au votat. Avem obligația de a ne apăra munca. Fără noi nu ar fi existat un echilibru în România. În România, de mult, era o criză socială majoră. Nu vor să recunoască, mi se pare corect. Treaba noastră este să le reamintim. Vă mulțumesc mult!